Care e știrea care v-a atras atenția astăzi din tot ce ați citit? Că citim amândoi 2000 de știri pe zi. Și cea mai neliniștitoare, și voi că nimeni nu discută cu Iranul, este declarația lui Biden că va se reînnoi. Deci acolo începe. Acolo, bine acolo... că vorba vine. Că începe acolo și nu începe aici. Adică... Da, acolo nu e. Credeți că se va întâmpla? Da. Acolo, adică ai cu asta să începem. Adică Iranul va răspunde la... Nu, vorba, nu, Bibi Netanyahu va face orice și va ataca el Iranul. Pentru că este clar, invazia este un eșec, era normal, adică din punctul de vedere al eficienței militare și de servicii, un eșec. Din punctul de vedere al scopului, anume răzbunarea, s-a îndeplinit. Adică... Mai ales că au omorât acum trei, au omorât trei copii al, deci eu spun în ai sens... liderului, da. Bun, numai că ei, e foarte interesant, sau îl pot molit. E foarte important, au 6 luni, da? Hamasul nu te, nu te poți bate cu o umbră. Biden are și el nevoie de un război. Cu Hamasul nu merge, că... și atunci au nevoie un război cu Iranul, pe... îl propulsează. Și în același timp, Netanyahu, care este chiar încolțit, chiar este un mare pericol pentru pacea lumii. El are probleme pe plan intern, pe mari, uriașe, nu merge și atunci încearcă tipic liderilor care vor să scape. Și mai mult decât în aceste 4 luni, pentru că am asistat la multă ipocrizie... 6 luni. 6 luni, aproape jumătate de ani. Am asistat la multă ipocrizie când era vorba, domne, nu mai atacați că mor civili. Nu. Acum când a venit vorba de a intra în Rafa, totuși aproape că americanii l-au amenințat. Nu e mare, nu cred în nimic. Da. Ai, mă rog, vedem, vom trăi și vom vedea. Vrei să pariem? Este tot de bombănelile lui Biden. Bine, uite să vă zic. Mare stucă. Da, acolo, cum a fost Carter, pui piciorul în prag, nu-i mai dai un pistol, da? Și ăla se execută imediat. Ah, bineînțeles păi că dacă da. Îi dă, el îi dă în continuu arme și... Uite, cea mai interesantă asta știre. Asta e cea mai importantă știre. Cea mai interesantă știre pe care am văzut-o eu astăzi. Probabil o să atace bombardezii, era? Nu. Uite aici. Pe mariustucă.ro. Parlamentul European a blocat finanțarea Consiliului UE până când Ucraina nu va primi sistemă Patriot. Asta înțelegeți care? Nu, cine de acum adică? Parlamentul European a refuzat să voteze finanțarea pentru Consiliul Uniunii Europene, deoarece țările UE nu au putut oferi Ucrainei sisteme Patriot suplimentare. Da. Păi în Parlamentul acela este Vasile Blaga. Și Tudose. Da. Deci noi acum asistăm, dacă vrei să discutăm, o să fac și eu în jurnalul meu videolistele, la un nou lot de trântori, de puturoși, de analfabeți trimiși acolo, care nu fac altceva decât votează cu turma condusă de... Ursula. Da. Ca să așa, da. Avem o rimă. Guy Verhofstadt, europarlamentar la fracțiunii politice Renew și fost prim-ministru belgian... Ăsta e a lui Cioloș cu... A propus eliminarea aprobării bugetului de pe agenda Consiliului European până când țările membre vor putea găsi cele 7 sisteme Patriot de care Ucraina are nevoie urgență. Nu, dar care... Adică nu dai buget la Consiliul European? Acolo este un alt Bibi Netanyahu, care este Macron. Tu mi-ai trimis un sondaj. Da, partidul, dezastru. Da, e un dezastru. Și atunci el și sub comanda lui este și Dacian Cioloș, Renew, încearcă să câștige ceva capital electoral cu belicolismul ăsta, sau belicismul ăsta, că se poate spune. Da. Din punctul ăsta de vedere, nu are nicio șansă. Ați avut un coleg cu care ați fost în studio mult timp, făceați emisiuni împreună. Cine? Haideți să vi-l auziți, să vedeți. Să vă cruciți. Eu m-am crucit. Vreți? Nu știu despre ce vorba. Hai să dăm pe coleg, fostul coleg al, da, al dânsului de platou, că a fost colegi, au mâncat o pâine amândoi. Tu? E vorba de tine? Hai, eu sunt realizator, nu sunt... Războiul din Ucraina, dacă ar escala, dar și ar implica și statele membre NATO, ce variantă ați alege? M-aș înrola voluntar rezervist în armată și mi-aș apăra țara 38%. Aș rămâne în țară, dar nu m-aș înrola în armată 44%. Aș pleca din țară 9%. 9% nu răspund, vă rog, domnule Rareș Bogdan. Da.
Lucrurile, aici trebuie să recunosc că eu sunt un pic îngrijorat, sau nu îngrijorat, dar mâhnit, să spun așa. Pentru că n-am știut foarte multe despre Ucraina, dar pot să spun o chestiune. Sunt peste 300.000 de ucrainieni care au venit de la muncă, din șantierele din Londra sau Germania sau Franța, sau de la restaurantele din Italia, sau hotelurile din Italia, pentru a se înrola pe front. Și m-am întrebat întotdeauna dacă din cei 6 milioane de români există acest sentiment de a se întoarce să-și apere țara în cazul unei agresiuni. N-am știut să răspund la el. Profesorul Dâncu ne ajută cu un studiu realizat în interiorul României. Exact. Nu e un studiu realizat pe populația din afara țării. Dar sigur că acest 38% arată totuși un grad al patriotismului care merge până la sacrificiu, iar acesta își rămâne în țară, dar nu m-aș înrola în armată, din punctul meu de vedere nu este foarte îngrijorător, pentru că sunt absolut convins că românii, când conștientizează pericolul pentru țară, pentru căminul lor, pentru familie, vor acționa, chiar dacă ușor bravează și spun nu. Acei 9% care spun voi pleca din țară, nu merită să se numească români. Eu sunt ceva mai dur. Dar dacă erau așa cei care au luptat pentru independența României, dacă ar fi fost așa cei care au luptat pentru ca țara asta să fie România dodoloață, dacă erau așa cei care au ales să meargă pe front până la Cotul Donului sau până în Munții Tatra, sau care au murit la Oituz sau la Mărășești, nu ar mai fi existat. E dureros și acei indivizi n-au primit o educație de acasă, n-au ascultat în viața lor un cântec patriotic, nu știu legendele românilor, nu cunosc istoria românilor. Ăia 9% sunt trădători. Suntem de țară. Suntem într-o cu totul altă ecuație și nu e politică. Deci ăia 9% sunt trădători de țară. Cei care spun plec din România ca să mă salvez și nu-mi pasă ce se întâmplă cu țara mea, înseamnă că n-au pic de suflet românesc. Nu merită să poarte pașaportul românesc. Ați avem cu aia așa, el, Rareș Bogdanu bea simpatic când era la ticlu cu mine în platou. Păi da, când era colegi. Da. De când a devenit politician, era așa o chestie, cum să zic, e ca o păpușă și când îi dai drumul la cheiță, începe să sară în sus. Adică, el nu e conștient, e foarte interesant, ca și la Cațavencu, deci toți demagogii, ei, cum să zic, la ei curge. Ai văzut vreodată vreo cișmea? Da. Curge, nu e conștient de faptul că de el că dă drumul curge, la... curge într-una așa și asta, n-are importanță. Deci, nu înțelegeți că s-au întors sute de mii de ucrainieni să lupte? Așa e venit lui. Păi eu știam că au fugit toți din asta și că sunt prin toată Europa, pe la Nisa, pe coasta de Azur, pe în România, pe... Noi suntem altfel. Nu știu, poate are alte informații. Noi nu e mai. Noi în momentul în care deschidem gura și zicem ceva, da, mă gândesc să nu... El nu are filtru, nu are filtru ăsta. Nu are robinet. Păi și aia care vor să plece din țară sunt trădători de țară? Nu, și aia că se întoarcă ucrainienii, nu spui, o mare problemă că nu se întoarce nimeni.